Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, ca de obicei în această perioadă, ultima săptămână de campanie electorală, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Sigur, e important să cunoaștem prin prisma celor care îi reprezintă pe candidații la președinție și sigur că da, duminică, să mergem la vot și să alegem pe cine dorim noi să-l avem președinte în următorii 5 ani. Ca de obicei, avem reprezentanți a mai multor candidați în această seară din partea UDMR și susținător a candidatului Kelemen Hunor. Îl avem pe domnul Mihai Găman. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara și bine v-am găsit! Iar din partea Partidului Național Liberal, susținător a candidatului Klaus Iohannis, Victor Cernea. Bună seara! Bună seara, bine m-am găsit. Așadar, stimați spectatori, vom vorbi despre candidați, despre ceea ce se mai întâmplă într-o campanie care este clar că a fost deturnată de aceste probleme cu guvernul, cu moțiunea, instalarea guvernului. S-a vorbit mult mai mult despre acest lucru și vom vorbi, sigur că da, și noi, dar prin prisma cum influențează această instalare a guvernului campania prezidențială, cine are de pierdut, cine are de câștigat și așa mai departe. Dar ne vom face înainte de asta și o datoria de misiune informativă, o scurtă trecere în revista principalilor titluri de astăzi și chiar din ziarul de mâine. Iată, sute de cereri depuse pentru ajutoarele de încălzire. Asta e, vrem, nu vrem, vine iarna. Ajutoare de încălzire, iată, perioada 2-10 decembrie, deci trebuie să vă mișcați. Asta cum e în comune, domnul primar? Sunt ajutoare de încălzire? Ajutoare de încălzire încep din perioada premergătoare iernii, deci din noiembrie-decembrie începe aceste acordarea lor, înainte să pot depune la primărie aceste cereri, care sunt foarte importante din punctul de vedere al cetățeanului care are un nivel scăzut al venitului pe cap de familie. Sunt stabilite anumite trepte, baremuri. Acestea nefiind îndeplinite, nu poți accesa aceste subvenții. În schimb, dacă ai un venit mic pe cap de familie, atunci poți accesa aceste fonduri. Trebuie să depuse cereri la nivel de primărie, trebuie să îndeplinite anumite condiții care sunt din ce în ce mai restrictive, aș putea să spun, și din ce în ce mai puțin sunt beneficiari acestui ajutor de încălzire. Dar totuși, deci crește plafonul, au fost introduse niște criterii care nu sunt binevenite, de exemplu, să ai o curte mai mică de 20 de ari la țară. Cunoaștem bine că la noi locurile de casă sunt 30, 40, 50 de ari și în acest context foarte mulți pică din schemă și este un lucru care a adus multă amărăciune în rândul cetățenilor. Aceste condiții impuse, eu știu, peste noapte, să zicem, sau de la un an la altul, au adus multe, multe neajunsuri și foarte puțini sunt cei care beneficiază efectiv de aceste subvenții. Se pot depune subvenții pentru energie electrică, pentru gaze, pentru lemne, deci cu combustibil solid, cei care utilizează această formă de încălzire. Dar vă spun și mă repet, cei care beneficiază efectiv sunt din ce în ce mai puțini. Da, datorită acestor condiții care sunt restrictive conform legislației în vigoare, evident. Da, Victor, e o bună, nu știu, pentru cei cu venituri mici e un ajutor, zic. Este o măsură foarte bună și este un ajutor, dar din păcate, așa cum a spus și domnul primar, sunt din ce în ce mai puțini oameni care pot apela la acest ajutor, chiar dacă numărul persoanelor care au nevoie de asemenea ajutor au rămas la fel. A rămas la fel de mare, da. Alte titluri, iată, avem, sigur, acțiunile poliției cu, iată, 140 de șoferi amendați în weekend. Deci se pare că în weekend, sigur, a fost și perioada de luminații, s-a circulat mai mult, unii poate au mai și servit ceva. O știre de care spuneam de ieri, aeroportul Satu Mare pe 12 în România. E sigur că da un loc codaș. Repet, aici trebuie găsite soluții pentru ca să poată circula și sătmărenii de rând, nu numai cei care își decontează biletele de avion sau parlamentarii, pentru că neavând curse low cost,
E destul de prohibitiv biletul de avion. Trebuie să se implice și compania în efectiv. Deci cei care fac transport aerian trebuie să se implice sau să ia de menim cumva ca să motivăm că există. Nu știu, să le dăm reduceri la taxele alea de aeroport, de staționare, exact. De cumva trebuie că... stimulați și ademeniți ca să vină către noi, pentru că este și interesul nostru la săptămână să beneficiem de curse cât mai diversificate, în locuri cât mai interesante. Deci aș zice și Germania, aș zice și Franța, Portugalia, Italia. Sunt foarte în vogă și nu putem accesa aceste țări din aeroportul Satu Mare. Mai avem cursa către London, care, adică către Anglia, care, eu știu, e ok, e în regulă, dar ar fi nevoie și de curse către Italia, către Germania, în special. Da, avem patru de Londra, niciuna de, nu știu, Italia sau Spania. Sau că și acolo funcție de trafic, evident. Da. Deși aici noi nu intrăm în competiție doar cu aeroportul din Baia Mare sau cu aeroportul din Oradea. Din Oradea. Intrăm direct în competiție cu aeroportul din Debrecen, cu aeroportul din Cluj-Napoca. Deci din Cluj-Napoca. Da, că distanțele sunt relativ destul de mici, da. Sigur, iată, eu mă îngrozesc când aflu de asemenea știri cu migranți găsiți în camioane frigorifice. Au fost, că nu e primul caz, iată încă un caz în Grecia. Sigur că până la urmă aceștia sunt oarecum înghețați acolo, pentru că nu se oprește instalația frigorifică. Da? Evident, nu se oprește. Și ei, na. Da. Iată un foraj cu apă potabilă care a fost realizat la Gerăușa cu succes. Acolo e colegul domnului primar, primarul PNL Ovidiu Duma. Da. Primar. E timpul ca primarii să se miște cum ar veni, pentru că domn primar nu se mai poate sta cu mâna întinsă la Consiliul Județean. Nu mai. Au trecut acele vremuri când s-a întins mâna, trebuie să te implici activ, să identifici care sunt necesitățile la nivel local, să-ți faci teme de casă, adică proiecte, studii avizate și expertizate, după care să te îndrumi și să te orientezi către accesarea de fonduri locale, europene, naționale, vezi de care poți. Ideea e și că în final să poți beneficia tu ca și comunitate sau ca și persoană individuală să poți beneficia de toate toată infrastructura existentă în zonă. Apa este binevenită în Cerăușa, din câte am înțeles, este foarte bine că se întâmplă acest lucru. E bine să intrăm în normalitate și toate localitățile din Satu Mare să beneficieze de apă potabilă de bună calitate, întrucât nu este un lux, este un minim necesar și un lucru care este sine qua non pentru existența unei vieți corecte, normale, civilizate în anul 2019. Da, normalitate, nu e... Absolut, nu e nimic deosebit, este un lucru absolut normal. Ca să ai apă și... Da, e un primar care se mișcă bine, așa e colegul vostru. Este un primar care este un exemplu pentru acest județ în ceea ce privește dezvoltarea comunității, dezvoltarea orașului, să nu uităm că este oraș. Și este un exemplu pentru atragerea fondurilor europene, pentru că dacă ne uităm bine, tot ce a făcut domnul primar Ovidiu Duma în domeniul turismului, în domeniul social, marea majoritate au fost făcute din fonduri europene. Da. Sau din surse proprii. Pentru că altfel, așa cum spunea și domnul primar, nu mai îți dă nimeni bani. Că erau vremuri alea romantice. Au trecut acele vremuri frumoase, nu mai sunt. Deci acele vremuri au trecut și trebuie să ne gândim că să fim proactivi și să căutăm noi aceste surse care să ne vină în ajutor. Până la urmă, orice primar trebuie să înțeleagă că fiecare primar trebuie să fie și un bun gospodar pentru acea comunitate care l-a ales. Unii au înțeles acest lucru, alții din păcate nu. Dar putem observa că ultima perioadă putem vedea mai mulți și mai mulți primari care au înțeles acest lucru și, așa cum ai zis și tu, Victor, nu mai întind mâna la Consiliul Județean, ci încerc să apeleze la alte soluții, fonduri europene sau fonduri proprii. Mâna se poate întinde, mă scuzați, dar nu o să se întâmplă nimica dacă se întinde sau nu se întinde, deci, pentru că n-ai ce să faci, deci ăsta este acolo. Da, exact. Mai există.
Da, cultură de cannabis identificată de polițiști în județ. Iată că sotmărenii sunt inventivi, ei doresc să lucreze în agricultură. Acum nu știu dacă sunt subvenționate aceste culturi de cannabis sau cât e subvenția, cât o mai fi. De consumator, probabil. Da. Da, iată că sunt inventivi. Trei persoane din pomi au pus și ei niște cannabis pe malul Somei și probabil că e solul bun. Atractiv. Cannabis, deci așa. Am discutat odată cu reprezentanții de la OSPA, cei care se ocupă de studii de sol, și chiar nu m-au explicat că nu, în județul Satu Mare solul nu este bun pentru așa ceva. Dar uite că oamenii s-au oamenii totuși încearcă. Da, încercarea mardanare. Sau, da. Și un copil a fost acroșat cu mașina de o polițist. Acum trebuie să facem nu știu ce tevatură, îi se putea întâmpla oricui, ca și șofer. Am mai spus odată, sigur, șoferii în primul rând trebuie să fie foarte atenți, dar și pietonii, și asta nu numai în Tarna unde s-a întâmplat, și în Satu Mare, de multe ori, și mai ales copiii, trec cu telefoanele în mână, cu căștile în ureche, rupți de lume. Da, și se aruncă petrecerea de pietoni ca și în piscină. Acum vine și timpul rece, mai îngheață, mai poate nu-ți prinde frâna, poate nu ești atent, poate... Adică nu cred că consolează pe nimeni faptul că dacă e petrecerea de pietoni și a fost lovit, are el dreptate. Adică nu-i mare șmecherie. În plus, în acest caz, în Tarna Mare, copilul traversa printr-un loc nepermis, deci cu atât mai grav. Așadar, sigur că da, și șoferii, dar și pietonii trebuie să fie atenți. Și membrii Cenacului Afirmarea au marcat 125 de ani de la nașterea epigramistului Păstorel Teodoreanu, un cunoscut epigramist în perioada interbelică în special. Da. Ziarul de mâine, v-am spus că avem și ziarul de mâine. Polițiștii pot folosi forța pentru imobilizarea infractorului. Astea sunt noile prevederi legale care mi se par foarte normale. Adică ați văzut în alte țări cum acționează polițiștii. La noi se mai îmbrâncesc, se mai împing, se mai... Nu, tată. Deci până la lămurirea situației mi se pare foarte normal ca polițiștii să poată folosi forța pentru imobilizarea infractorului. Mai ales după ce a săvârșit fapte grave. Nu stăm să ne împingem, să ne negociem. Mai discutăm cu el despre... Da. O modificare binevenită până la urmă. Ați văzut în America, în secunda 2 ești... Jos. Pus pe jos. Corect. Povești și povestit. Da, cea mai modernă școală din județ se află la Negrești Oaș. A fost inaugurată o școală, de fapt, reabilitarea unei școli din Negrești. Este important, trebuie să avem grijă de învățământ. Acum știu că aveți oarecum atribuții directe în învățământ, pentru că UAT-urile sunt cele care asigură infrastructura unităților de învățământ. Așa este. Deci infrastructura care există la nivel de UAT, oricare ar fi el, este în patrimoniu de regulă al localității respective. Administrarea acestei clădiri revine ca sarcină directă și implicită către administrația publică locală. În cazul nostru și noi suntem un caz foarte fericit în acest context. Am avut și noi proiecte europene pentru reabilitare majoră în toată localitatea, în toată comuna. În contextul de față și noi putem afirma că suntem la nivelul anului 2019 cu dotarea și cu infrastructura școlară, având toate clădirile conforme, avizate, aflate la parametrii anului în care ne aflăm, deci nu există niciun fel de impediment pentru a se desfășura în condiții optime și normale activitatea educațională la noi în comună. Este un lucru care ar putea să dea un imbold celorlalți care se află în diferite stadii a unor proiecte de implementare. Eu zic că suntem pe drumul cel bun la nivel de județ. Văd din ce în ce mai mulți primari, colegi, și subscriu antevorbitorului, colegului de platou, foarte mulți primari se zbat pentru comunitatea lor. Din ce în ce mai sunt foarte puțini care nici nu cunosc oameni care nu primar care nu se implică. Dar cred că îi vede populația și deci, o să plătească la alegeri. Este o obligație fără de care nu poți să avansezi. Da. Și iată și știri frumoase. Polițiștii de frontieră de la Halmea au donat sânge. Foarte bine, având în vedere că se știe criza aproximativ permanentă de sânge de la spital.
Da, multe alte titluri, sigur le puteți citi în ziarul de mâine. Noi ne întoarcem la discuția noastră și, repet, în această campanie în care oricum s-a vorbit mai mult de guvern decât de candidați, o să vedem în ce măsură a influențat. Deci, ieri a fost investit nou guvern cu premierul Ludovic Orban. În ce măsură credeți că acest lucru influențează alegerile de duminică? Pe cine ajută, pe cine încurcă? Eu am și povestit înainte de a intra în direct. Părerea mea este faptul că mulți dintre alegători, în jur de 85-90%, deja și-au clarificat sau și-au cristalizat intenția de vot de duminică. Deci chiar înainte de ziua de ieri. Chiar înainte de ziua de ieri, chiar înainte de o săptămână, două înainte, sunt deja cărțile făcute, jocurile sunt făcute. Nu mulți sunt cei care sunt indeciși sau care nu știu ce vor face duminică. Dacă ne referim la oricare dintre candidați, sunt convins că fiecare și are, pe lângă fieful său, au și simpatizanții care le sunt fideli, fiecare cam știu cu ce bază electorală pornesc și din acest punct de vedere eu consider că efect așa plus minus 5% maxim poate să aibă această situație. Bine, sunt cei care sunt duși de moment, sunt mai emoționali și ei poate reacționează ca atare, dar foarte, foarte puțin este, foarte mic este impactul acesta direct asupra alegătorului în condițiile de față. Aceasta este părerea mea și eu zic că bun, lucrurile nu se schimbă radical. Acum, sigur, v-am cerut să vă cer și astăzi părerea, mă rog, estimativă a prezenței la vot. Până acum, cu toți invitații cu care am vorbit, spuneau undeva până 50% prezența la vot. Totuși, ce se întâmplă cu cei 50%? Ei nu mai pot fi influențați în niciun... Cei care nu merg la vot, ei nu mai pot fi influențați în această ultimă săptămână nicicum să meargă... Știți că, din punctul meu de vedere, acum, având și experiența acestor decenii în administrația publică locală și acestor câteva zeci de alegeri, nu tot ce înseamnă alegătorul în listă electorală permanentă este și alegător potențial activ. Deci nu tot ce se regăsește ca și nume, prenume în acea listă este un potențial votant. Este o himeră să te lupți să ai procente de 80-90%, pentru că foarte mulți dintre cetățeni nu mai sunt în țară, nu sunt interesați de aceste alegeri și dacă știm sau dacă cunoaștem din presă sau din alte date oficiale sau neoficiale câte milioane de români sunt plecați din țară, putem să tragem concluzia că acest procent de 100% trebuie corectat cu un procent, cu un indice de 0,3-0,4. Deci trebuie diminuat. Deci dacă ar fi un 60% prezență acolo, ar fi 100% cumva. Deci de aici trebuie să pornim discuția și sunt încă o parte mare a populației dezinteresată. Deci sunt oameni care n-au votat în ultimii 10 ani. Și pe ei nu-i mai putem scoate. Nu-i mai putem scoate. Ei sunt inerți din punctul de vedere electoral. Ei sunt oameni care sunt cuplați la stilul lor de viață, nu-i mai interesează nimica. Deci sunt inerți, efectiv, oameni care sunt amorfi, nu-i interesează, merg în drumul lor și nu pot fi influențați. Sunt foarte mulți care, din contră, au anumite, eu știu, prevederi religioase, n-au voie să voteze. Vedeți, sunt câteva culte care nu votează de fel. Deci trebuie diminuată această cifră mult. Părerea mea, dacă revin la procente, 40 este un procent corect și real. Deci cam 40. Cam 40, până 40. Este un mare păcat și, din păcate, un mare adevăr că avem alături de noi cetățeni care au decis să nu se ducă la vot. Până la urmă, decizia este decizia lor, dar... Și prin această cale aș dori să-i invit telespectatorii ca duminica care urmează, duminica asta, dar și peste două săptămâni, să facem acest efort, să mergem și să alegem președintele care trebuie să ne îndrume și care va trebui să fie președintele nostru pentru următorii 4 ani. Nu mai putem sta la o parte și nu mai putem aștepta ca să vină alții și să voteze în locul nostru. Este un mare păcat, dar din păcate este și un adevăr. Unii oameni cred că și alții pot vota și votul lor nu contează.
Până ce, până ce acești oameni vor înțelege că, că votul lor contează la fel de mult ca și orice alt vot, mai durează, zic eu. Dar, așa cum a susținut și domnul primar, sunt foarte mulți care deja s-au acomodat într-un fel sau altul zilele cu zilele lor de zi de zi, cu tipul lor de zi de zi și atunci nu se mai duc la vot. Da. E, revenind la întrebarea prima pe care am pus-o și domnului primar, pe cine ajută această numire a guvernului? Vă ajută pe voi? Îl ajută pe candidatul Iohannis? Chiar am vrut să venim asupra acestei întrebări. În primul rând să nu uităm că Partidul Național Liberal, respectiv domnul președinte Klaus Iohannis, a decis ca și în ultima săptămână de campanie, respectiv în ultimele 2-3 săptămâni, să nu neglijeze guvernul, să nu neglijeze România din cauza campaniei electorale. Și putem observa că, de exemplu, sunt alți politicieni, sunt alte partide politice, Partidul Social Democrat, de exemplu, care au fost la guvernare, dar a decis să neglijeze în ultima perioadă guvernul și s-a concentrat numai la candidatura doamnei Viorica Dăncilă la președinția României. Ieri am aflat că acest lucru a fost un eșec, o greșeală. O greșeală imensă și, totuși, o greșeală care a contribuit la investirea noului guvern. Și putem observa că acest guvern, susținut de domnul președinte Ludovic Orban, un guvern care este al Partidului Național Liberal, deja a început să discute despre programul imediat următor, respectiv despre un guvern, respectiv despre un program de guvernare mai amplu, care, sigur, întâi va trebui să analizăm exact în ce situație am ajuns și în ce situație a ajuns acest guvern la guvernare și care sunt acele măsuri pe care ar trebui să le introducem cât mai repede, respectiv care sunt acele măsuri pe care va trebui să ținem. Păi prima ședință a fost amânată de guvern. Da, pentru că probabil sunt alte subiecte de discutat în momentul de față, de analizat. Să observăm că una e o ședință de guvern și alte sunt acele ședințe de lucru unde noi miniștrii deja au luat contactul cu aparatura. Dar știindu-se că artizanul acestui guvern, vrând nevrând, a fost Klaus Iohannis, pe el nu-l ajută faptul că a fost o victorie cumva trecerea acestui guvern, ceea ce teoretic ar trebui să se reflecte, să-l ajute și în creșterea în sondaje sau, mă rog, în intenția de vot. Evident, pentru că, așa cum am zis și mai înainte, domnul președinte a înțeles că în momentul de față susținerea unui guvern care să aplice niște măsuri de care are nevoie această țară este mai important decât campania electorală, o simplă campanie electorală. Și acest lucru s-a întâmplat în ultima zile. Da, domnul Găman, cine intră în turul 2? Sigur, pe lângă Iohannis, care e cert în turul 2. Domnul președinte Iohannis va fi unul dintre candidații în turul 2. Avea tare din urmă domnul Diaconu, trebuie să vă spun, și-și face desul campania lui, are carisma lui, are priză la public și eu zic că de pe locul cu 4 este acolo undeva între locul 2 și 3. Este o luptă strânsă între doamna Viorica Dăncilă și domnul Diaconu, în părerea mea, și se decide totul pe ultima sută de metri și poate că nici chiar nu ne gândim, poate că din nou diaspora va decide această... Păi așa, după cum a spus, Barna e cam ieșit din calcul. Dacă... Eu așa presimt, așa văd inputurile care se întorc către noi. Domnul Diaconu, având venind pe turnantă, a adunat un capital și o simpatie. În ultimul timp își face campania într-un alt mod decât ceilalți candidați. Bine, având și trecutul dânsului de actor, are o simpatie, eu știu, predestinată pentru dânsul, foarte, foarte interesant de menționat și acest lucru, întrucât fiind actor, are acea carismă care îți dă un lucru care nu l-au ceilalți candidați. Și oamenii apreciază foarte mult. Văd sinceritate, văd o gândire interesantă față de ceilalți candidați și poate că asta îi prinde pe unii dintre cei care nu sunt încă deciși 100% ce vor face.
Evident, doamna Dăncilă are și suportul, mă rog, al celor care sunt de orientare social-democrată și va avea și ea un cuvânt de spus, cu toate că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în aceste zile. Din punctul lor de vedere, eu consider că PSD-ul nu a pierdut capital în contextul acestei lupte de rămânere sau de ieșire de la guvernare. Oricum, bătălia se decide duminică, vom vedea. Eu așa că dau 55% șanse domnului Diaconu și doamnei Dăncilă. Da. Victor, cine e în turul 2 alături de candidatul vostru? Alături de candidatul nostru, cu siguranță va intra în turul 2 fie Viorica Dăncilă, fie Dan Barna. În opinia mea, trebuie să vedem, de exemplu, ultimul sondaj tocmai de ieri, publicat de USR, care a demonstrat că diferența între Viorica Dăncilă și Dan Barna este foarte mică. O să vedem și electoratul în ce măsură va sprijini candidatul USR-ului sau candidatul PSD-ului. Numai acum o să aflăm ce măsură o ajută sau o încurcă pe doamna Viorica Dăncilă faptul că a pierdut guvernarea. Cu siguranță electoratul PSD-ului în momentul de față este alături de Viorica Dăncilă și va trebui să vedem în ce măsură va influența acest lucru intenția PSD-știului, intenția electoratului PSD. Bun. Eu acum altceva vreau să te întreb. Dacă Dan Barna are mâine, am înțeles că îi se redeschide nu știu ce dosar, crezi că, având în vedere că totuși e un partid care a mers pe, oricum tranșant, pe fără penal în funcții publice și așa mai departe, crezi că nu o să-l afecteze într-un mod decisiv? Deja acel articol din Rise Project l-a cam dus în cap. Într-un fel sau altul, normal că va influența decizia electoratului acel studiu, acea analiză publicată de Rise Project. Dar au apărut și alte articole despre el, și acum un an, și acum un an jumate. Practic, de când este președintele USR-ului, au fost descoperite alte dosare, respectiv societăți comerciale în care au avut de a face de-a lungul anilor. Dar electoratul USR-ului totuși a reușit să demonstreze că este fidel partidului în primul rând și nu președintelui. Cum de altfel se întâmplă la orice alt partid. Dar totuși acum duminică avem un rezultat când turul 2 intră domnul Klaus Iohannis, respectiv Dan Barna. În prima dată în istoria României am putea avea niște alegeri în care PSD-ul n-a mai ajuns în turul 2. Da, asta ar putea fi periculos tocmai pentru Iohannis. Pentru că e evident că în turul 2 Iohannis cu Dăncilă are o misiune foarte ușoară. În schimb, Iohannis cu Barna și dacă luăm și rezultatele de la europarlamentare, în orașele mari a cam câștigat USR-ul, inclusiv în satul mare. Domnul Klaus Iohannis nu candidează la aceste alegeri pentru faptul că e ușor. Tocmai candidează datorită faptului că vrea să continue acel program pe care a început acum 5 ani. Nu ar fi mai comod pentru voi să fie Dăncilă în turul 2? Nu cred că putem vorbi despre comoditate. În primul rând. În al doilea rând trebuie să vedem că și electoratul românesc are nevoie de partide noi, de candidați noi. Iar așa cum am zis mai înainte, prin Dan Barna în turul 2, am putea spune că da, totuși a mai evoluat. Adică nu putem susține o evoluție, nu putem susține niște alegeri în care fiecare dată România să aleagă între PSD și alternativă, PSD și un alt partid. Da? Bun, dar pe de altă parte, cam peste tot, partidele care ajung în finală sau să se bată sunt partide invers orientate, adică stânga-dreapta. Asta începând de la Statele Unite și până la toate țările. Din punctul ăsta de vedere, pentru USR-ul nu este e periculos partid pentru democrație să se meargă pe o singură extremă. Sau nu neapărat extremă. Nu e partea eșichierului politic. E periculos pentru democrație.
Adică PSD-ul cu toate bubele lui, cu tot ce e, sau diaconul care teoretic reprezintă pro-România, dar nu prea văd că îl ajută foarte mult nici ALDE, nici pro-România, dar în fine. Dar e bine ca lupta să se dea între două partide de pe părți opuse a eșichetului politic. Pentru că altfel riscăm, adică spre binele democrației, altfel riscăm să intrăm în o singură parte, adică... Dar pentru a susține un asemenea concurs între cele două părți, și Partidul Social Democrat și partidele de stânga ar trebui să stabilească un candidat care să fie un candidat viabil, da, care să poată să ajungă singur în turul 2. Eu de asta am pus, mă rog, problema în felul în care am pus, pentru că, vedeți, societatea este un dat. Deci sunt oameni de diverse orientări. Nu putem noi canaliza orientarea politică sau, eu știu, simpatia oamenilor după cum ne punem noi candidate sau după ce, eu știu, ce gabarit are candidatul nostru în opinia noastră. Deci totul este să știți, este într-o emulație foarte, foarte interesantă. Deci s-au văzut răsturnări de situație mari și surprize sunt peste tot. Deci eu încă vă spun și mă repet, nu pot să spun sigur că va fi o stânga cu dreapta sau doi candidați din dreapta, dar vă spun sincer, surprize pot apărea oricând, nu trebuie să ne lăsăm, eu știu, vrăjiți de aceste sondaje, pentru că știm foarte bine cum se întâmplă cu aceste sondaje. Bine, cine comandă, mă rog. Cine comandă are... Deci, partea care se expune dintr-un sondaj de opinie este, eu știu, până 10%. Restul poate că nu apare și rămâne la cel care l-a comandat. Sigur, se folosesc se dă și partea pentru... bună, deci nu se dau toate detaliile și cine a avut de a face cu un sondaj de opinie știe aceste aspecte și știe mai bine, poate ca mine, decât ce se întâmplă acolo. Dar văzând anumite cifre, nu ne putem baza pe ele. 100%, doar este o cifră orientativă și vă spun, trebuie un pic, eu știu, corelată cu alte sondaje, pe de o parte și pe de altă parte, având și dus al ei de subiectivism din partea celui care a comandat-o. Deci este un lucru, mă rog, care se practică peste tot în lume, deci nu e nimic nou sub soare, dar o să fie interesant acest vot, pentru că duminică se prefigurează a fi o vreme frumoasă, a fi o vreme bună, nu va fi ceva dur, da, și câți vor ieși, domnul Găvan? 40% în satul mare, așa ați spus. 40%. Victor. Tot 40%. Cam în jur de 40%, da. Aici, că tot vorbim de alegeri și că vorbim, va fi acum turul 1, după aceea vom vedea turul 2. Un lucru apropo de coagularea partidelor pentru formarea noului guvern, un lucru foarte discutabil care... Nu am înțeles până la urmă cum se va lămuri, a fost cu alegerea primarilor în două tururi. Domnul Găman, UDMR a zis clar că vrea să rămână într-un singur tur. E clar. USR-ul a zis, pe de altă parte, tot clar că vor două tururi. Până la urmă, cum o să rămână? Că cineva tot o să fie nemulțumit. Păi nemulțumit. Că astea se bat cap în cap. Cap în cap, da. Nu se poate găsi o soluție de compromis. În primul rând trebuie să vedem ce înseamnă să candidezi. Faptul că candidezi înseamnă că vrei să câștigi încrederea oamenilor și vrei să servești acea comunitate care tu ai ales. Cum poți să fii primar, de exemplu, dacă ai fost ales 20% doar din simplu motiv că s-a făcut un singur tur, și au fost 20 de candidați, 18%. Fiecare a luat 3%, 5%, tu ai fost singurul care ai luat 20%. Evident că ai fost ales de o majoritate, dar nu reprezinți reprezentativitatea. Știți ce se întâmplă aici? Aici câte argumente pro poate veni cineva, poate veni cu tot atâtea cineva contra ca să combată ceea ce spune prima variantă. Deci toate sau ambele variante au și aspecte pozitive și au aspecte negative. Nu putem mulțumi pe toată lumea. De aceea a intervenit această stare de fapt care este democrația și ea este cea care ne dă dreptul și ne dă și o datoria de a face totul conform prevederilor legale ca să iasă cât mai democratic, cât mai clar această rezolvare de problemă. În cazul acesta, primarii printr-un tur sau prin două tururi să fie aleși.
Ambele variante au și neajunsuri și aspecte pozitive. În ceea ce privește, mă rog, optica UDMR-ului, eu sunt de acord cu cei care promovează, mă rog, alegerile dintr-un tur de scrutin, pentru că nimeni din cei aleși în primul tur de scrutin cu 20% nu a câștigat. Deci ca să câștigi din primul tur, ai nevoie de ceva peste 30 și ceva la sută. Treci de o treime. Dar putem să ne spunem pe statistici. Matematic e posibil. Da. Matematic e posibil, dar unde sunt 2-3 candidați serioși și ceilalți care nu au așa mare implicare, n-au cum să ajungă, toată lumea n-are cum să ajungă peste 10-12% sau 15%. Deci nu putem împărți acea 100% în N candidați care să aibă fiecare câte 12%, 15%. Deci sunt 2-3 care au 2-3 și ceilalți mai... ce se întâmplă la fărâmițări acolo în spate. Dar să revenim. 30-35% deja este un argument pentru un candidat. Oricum, s-au văzut răsturnări de scor în turul 2, când a fost și au avut loc alegeri foarte multe de două tururi. S-au văzut și răsturnări de scor, dar mai multe au fost cele care au rămas pe poziția 1 și după turul 2 de scrutin. Tocmai. Dar pentru a respecta principiul reprezentativității, organizarea unui scrutin în plus pentru a stabili acel candidat care reușește să absorbe voturile majorității, eu zic că este un lucru bun și un sine qua non pentru existența democrației. Până la urmă, nu poți să ai un candidat care, așa cum am zis mai înainte, a reușit el să primească 20%, 25% primul tur, dar în turul 2, așa cum a susținut și domnul primar mai înainte, sunt situații în care în turul 2 situația și opinia și opțiunea electoratului se schimbă. Și rezultatul totuși este că altcineva câștigă și nu cel care a câștigat și în turul 2. Bun, Victor, dar cum rămâne acum, până la urmă? Eu susțin că în 2020 va trebui să avem alegeri locale organizate în două tururi. În două tururi, dar că nu... Așa, păi am zis, să intrăm în detalii. Recomandările Comisiei de la Veneția, ce spune? O jumătate de an înainte Veneția, de alege nu schimbăm regulile jocului. Mie îmi place aia cu Comisia de la Veneția, că și aia e cu dublă măsură. Când ne convine ce zice, e bună, când... Nu, normal ar fi să ne convină ceea ce spunem totdeauna. Dar e consultativă. Că trebuie să achiesăm la ce... E consultativă, dar cei care o formează și au format-o și cei care sunt, mă rog, parte din ea, sunt somități și oameni care... Păi și Tudorel Toader a fost în printre. Da. Bun. Până la urmă, eu de altceva spun. Spun că cineva va fi nemulțumit, pentru că UDMR-ul a pus ca și condiție primul tur, USR-ul de asemenea a pus, aici PNL-ul e cumva între Ciocan și Nicovală. Adică, hai zic, nu se poate face un compromis. Nu este mișcare. Nu poți să faci un tur jumate. Nu, deci... că de-ar fi s-ar face, dacă s-ar putea, să știți. Și UDMR-ul a reușit să demonstreze, nu odată, chiar și până în 2016, am câștigat alegerile locale, chiar și în două tururi, chiar și în trei tururi, dacă era vorba, dar a reușit în acele comunități unde a stabilit un candidat bun, reprezentativ, a reușit să câștige alegerile chiar și după turul al doilea. De exemplu, chiar și în Satu Mare. Nu odată am avut primar UDMR care a câștigat în două tururi. Da, a fost. Când Iuliu Ileș l-a bătut pe Radu Bud, da. În două tururi. Sigur că da, nici domnul Găman, sunt convins că n-a avea nicio problemă în două tururi. În schimb, două tururi mai pot da surpriză. De aici, de asta nu știu exact nici PNL-ului dacă îi convine foarte mult. Ar putea da surpriză în stafuri, oarecum recunoscute ca stafuri PNL și în orașe mari. Bine, nu mă refer la Bolojan sau Boc, de exemplu, care o să câștige defilând și în două tururi. Mă refer, de exemplu, la Falcă și Robu. Falcă este europarlamentar. Bun. Aradu și Timișoara. Da. Că acolo s-ar putea să fie cu surprize. Acum, pe bună dreptate, USR-ul cer acest lucru, pentru că ei, ca și partid mai mic și mai nou, practic n-au nicio șansă, știindu-se că primarul în funcție are oricum o
un avantaj. Niște procente acolo puse deoparte, nu, domnule? Simpatia aceea există, preexistă. Da, deci există o chestie. O marjă sunt reziduală și antipatii acolo. Până la există, da, așa. Sunt și antipatii până la urmă, acumulate de un primar de urmă. Sunt, tocmai asta vreau să spun, că este și partea negativă acumulată acolo, evident. Că n-ai cum să mulțumești pe toată lumea și cei care sunt nemulțumiți într-o discuție, eu știu, discutăm de o mejdă, domnule, cel care este mulțumit e ok, recunoscutor, dar celălalt de care l-ai cumva l-ai fautat dintr-o... Ăla nu te ăla uită, mai te uită toată ce câștig este și o pierdere. Deci, da. Ce ai câștigat, la pot, dai la vam. Da, revenind la alegerile prezidențiale și la sondaje. Acum, încă un motiv pentru care eu sunt circumspect un pic cu sondajele astea este faptul că în foarte multe dintre ele, UDMR-ul e cotat la 2-3%. Am văzut asemenea sondaje. Știți de ce? Sondajele se fac în sud, acolo. Da. Care lucru evident nu e real. UDMR-ul a demonstrat că toată lumea zice la prezență masivă la vot, UDMR-ul nu face 5%. Ei bine, la europarlamentare a fost o prezență masivă, pot să spun, mobilizarea... adică peste așteptări, și UDMR-ul a făcut 6%, dar nu 5%. Am făcut recordul, de bun număr de voturi. Așadar, eu pe când văd sondajele alea, sigur, cum spune domn primar, făcute pe la București, prin sud, pe acolo, și văd UDMR-ul la 1-2%, zic, bine mă, asta, cum să cred eu în sondajul ăsta, când UDMR-ul automat, în loc de 1-2%, are 5-6%, și unde sunt alea 4%, că alea înseamnă că sunt date undeva. Păi da, n-au rămas în aer, că împreună tot 100% trebuie să facă. Așadar, revenind la aceste sondaje, unde UDMR-ul? Mai către 6 sau mai către 5? UDMR-ul va fi la 6. Către 6? La 6. Iohannis, de asemenea, dat, am văzut în unele sondaje 43, parcă, cred că cel mai mult, așa, în altele 37-38. Până la urmă, estimarea ta pe unde, Iohannis? Pe la cât? Pe la 44 plus minus 1%. Deci e pe acolo? Da, da. Asta înseamnă că în al doilea tur nu mai are, adică nu are cum să aibă probleme, pentru că nu se pot, cum să zic, uni tot electoratul care nu ia, nu intră în turul 2, n-au cum să se unească. Dumneavoastră, de exemplu, ca UDMR v-ați propus o susținere pentru turul 2. Noi acum, în primul rând, ne-am propus să atingem acel procentaj pe care am avut la europarlamentare. Mizăm, evident, pe o prezență mai subțirică la vot ca și la europarlamentare și aceasta ne ajută la procent, dar la număr de voturi, la fel, suntem undeva, eu știu, puțin sub ceea ce a fost la europarlamentare, dar totuși, dacă se vor mobiliza oamenii, noi avem o idee în plus pentru a susține un candidat în turul 2. Și depinde ce se va întâmpla cu locul 2. Deci aici este un lucru tare interesant și de-aia nu cred că își permite nimeni în ziua de astăzi să spună sigur, pentru că n-ai cum să anticipezi ce se va întâmpla duminică. Surprize au fost, răsturnări majore am văzut. Surprize s-au întâmplat și la nivel de prezidențiale și la nivel de parlamentare și nu numai, așa că deci așteptăm. Deci n-aveți încă, să spun așa, o directivă sau directivă așa? Nu. Simpatii există peste tot. Că da, simpatii există. Discutăm cu toată lumea, suntem un partid deschis care dorim binele tuturor, nu numai al celor de naționalitate maghiară. Ne interesează binele tuturor pentru că trăim în această țară, avem și bune și rele la fel ca și ceilalți cetățeni, așa că avem Victor, scopuri comune. Ce electorat de-a cui te bazezi că o să susțină candidatul Iohannis în turul 2? Deci, care candidat care nu intră în turul 2 are un electorat care va susține Iohannis? În primul rând, trebuie să observăm faptul că se votează persoană și nu partidul. Deci, duminică vom avea niște voturi date la persoană candidatului, nu vom avea voturi politice. Adică le vom avea, dar într-o cotație mai mică. În turul 2, cu siguranță, mulți dintre votanții USR-ului, mulți dintre votanții ALDE, mulți dintre votanții chiar PSD,
se vor gândi să susțină Klaus Iohannis, respectiv votanții UDMR-ului, care neavând un candidat în turul 2, o să sprijine acel candidat pe care l-au votat și în 2014, pentru că votanții UDMR-ului au demonstrat și în 2014 că au avut o susținere față de Da, de 2014 80% dintre, da. Exact. Din baza exact. Electorală a UDMR a mers Klaus Iohannis. Da. Da, aici doar puțin aș vrea să-l contrazic pe domnul coleg, ce să zic, la nivel de local, într-adevăr, să merge pe om, dar la acest nivel de prezidențiale, mai ales în primul tur, eu zic că este un vot politic în primul și în primul rând. În turul 2 nu e atât de politic votul, dar în turul 1 o să vedeți că o să fie un vot politic. Deci la locale e clar că se merge pe om, poate să fie... Da, nu mai contează partidul. Nu mai contează partidul, dar aici la prezidențiale vreau să vă sugerez că trebuie să acceptați această idee, pentru că se merge pe politic. Deci asta este părerea mea după atâtea scrutinurile prezidențiale. Am văzut că se merge politic pe primul tur. În turul 2 deja sunt tot felul de discuții și acolo nu mai intervine doar da, aspectul acolo politic. Pot să merg, deci, sunt sondajele și emoțional. V-ați făcut sondajele, le aveți. De aia ați putut și spune așa cu mare precizie 44 sau 43% cât ați zis. De acolo vă vine acest procent, pentru că nu l-a inventat nimeni. Deci aveți sprijinul politic, cunoașteți procentele și ceea ce înseamnă tot sprijinul politic l-ați asumat, adică l-ați însumat și ați ajuns la 44%. Deci tocmai pe asta vă bazați, pe sprijinul politic. În turul 2 o să fie și simpatia și o să vină și subiectivismul și atunci trebuie... Mai ales în turul 2, da. Atins și o altă parte din electorat. Da, nu uitați, stimați spectatori care ne vedeți pe net și din alte țări, că afară se votează de vineri, deci vineri, sâmbătă, duminică. Sper să nu mai văd clișeele alea cu cozi și cu ăsta că m-am plictisit de ele. Adică am înțeles că se pot trimite scrisorile în două părți, și la autoritatea electorală permanentă și la ambasade. Acum chiar că sunt modalități de deci nu o să fie probleme. Nu mai văd aia că... Mă rog. Și acum, pentru că suntem pe final de emisiune, am să vă rog să transmiteți un mesaj pentru electorat, să iasă la vot, să vă voteze candidatul pe care îl susțineți, în ambele limbi, domnul primar. Vă mulțumesc pentru posibilitate. Aș dori să vă rog în primul și în primul rând să ieșiți în număr cât mai mare la vot, să decideți dumneavoastră cine va fi președintele României, să vă implicați în mod direct și să votați candidatul care este cel mai aproape de opțiunea optică a dumneavoastră și de simpatia dumneavoastră. Noi în seara Úgyhogy mindannyian szavazzunk, és a tulipánra tegyük meg ezt vasárnap. Nagyon szépen köszönöm. Da, mulțumim, Victor. În primul rând aș dori să vă invit la vot în data de 10 noiembrie. Vă invit să votați Klaus Iohannis. Vă invit să votați acel președinte care a fost și este singurul care a reușit să demonstreze într-un mandat de 5 ani că această țară merită mai mult. Trebuie să te lupți pentru această țară. Facem parte din Uniunea Europeană, unde trebuie să fim reprezentanți de un președinte, un președinte care să ne facă cinste, care să știe cum să reprezinte interesele noastre, respectiv pentru următorii 4 ani, pentru următorul mandat, o să avem nevoie din nou de un președinte, ca și domnul președinte actual, Klaus Iohannis. Așa că vă invit din nou în data de 10 să votați, respectiv în data de 24 să votați tot Klaus Iohannis. Da, mulțumim a invitațiilor noștri. O să ne mai vedem cu siguranță, cel puțin cu Victor sigur în turul 2 și cu domnul primar care ne-a promis că o să vină în emisiuni și în afara campaniei electorale, să apucăm să vorbim și să vedem ce noastre. Se întâmplă. Da. Că, până la urmă, pe Sărmăreni, să fim sinceri, interesează ce se întâmplă în județul nostru și în orașul nostru. Așa. Deci îl mai așteptăm și pe domnul primar. Vă mulțumim dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost, ca de obicei, alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Mama